Nu vă temeți că veți ajunge în această coaliție de guvernare, între ghilimele, oaia neagră, să spun, atunci când PSD vine și le spune românilor, gata, de la 1 februarie luăm în calcul să reducem TVA-ul la facturile la energie la 5%. Și vine PNL-ul și spune, stați că nu cred că se poate acest lucru. Nu vă temeți că ajungeți oaia neagră a coaliției de guvernare? Asumăm acest risc. Românii ușor încep să înțeleagă. S-au păcălit de foarte multe ori cu aceste, ca să le spunem, promisiuni indulgent fiind, cu această licitație de oferte politice din toate părțile, și cred că fac diferența în momentul de față când liberalii spun trebuie să avem o economie sustenabilă care să-și permită aceste măriri de pensii și salarii pe care le propun. Trebuie să avem o economie sustenabilă și un buget îndestulător ca să putem să diminuăm TVA-ul nu la 0%, cum unii, ci la 5%, cum e o măsură, a spune, normală, pe o perioadă determinată, pentru că e aproape imposibil să putem suporta această taxă indirectă pe consum care se duce la stat a la long. E practic gândiți-vă că sunt banii pe care îi strângem foarte multe obligații pe care statul are la portul cetățenii. Și ușor stau și mă gândesc că anul trecut era o promisiune că pensii trebuie să mărite 40%, nici mai mult, nici mai puțin. Ușor oamenii își vor da seama ceea ce este fezabil sau nu. Deci asumăm acest rol de a fi oaia neagră, dar spunem lucrurile pe nume.